și bine ați venit la un nou video. În vlogul de azi ajungem în Kash, una dintre stațiunile preferate de turiști pe coasta provinciei Antalya. Și orașul ăsta a făcut parte din vechea Licia, despre care v-am tot vorbit în vlogurile anterioare. Deci tot pe Licia noi ne aflăm. Din Demre am plecat cu un autobuz până în Kash. Autobuzele sunt din oră în oră între Demre și Kash și în sezon am înțeles că ar fi și mai desen. Până în Kash am făcut aproximativ o oră și jumătate. Ne-a costat 32 de lire, adică undeva la 7-8 lei de persoană. Peisajul între Demre și Kash era foarte spectaculos. Autogara din Kash este chiar în centrul orașului, doar că este și o autogară mai nouă construită undeva la vreo 3 km de oraș, dar autobuzele locale care circulă între localități opresc chiar în centrul orașului, ceea ce facilitează accesul, să zic așa, în oraș, în Kash. Kash este un oraș tipic mediteranean. E întrept, pornește de pe deal și coboară spre malul mării. Are străduțe înguste, pietruite, în pantă. Și aici a trăit o comunitate de greci nevoită să plece în urma schimbului de populație dintre Grecia și Turcia. Sunt foarte multe guest house-uri mici, foarte multe magazine cu suveniruri, restaurante, cafenele și foarte multe hoteluri și resorturi. Din 1990, turismul a început să se dezvolte foarte mult aici. În timp, fluxul de turiști a tot crescut și s-au construit o serie de blocuri și hoteluri de lux. Sıra biraz da ondan çıktı. Bir emirle ikimiz kalıyor. În timp ce te pierzi pe străduțele înguste, mai întâlnești câte un mormânt licean. Aici nu sunt stăpate în stânc, așa cum am văzut în Demre. Sunt construite sub formă de sarcofag înalt. După ce ne-am plimbat prin zona centrală a orașului, am mers să mâncăm. Din centru am ajuns repede în portul orașului, pentru că stațiunea nu e foarte întinsă și ajungi pe jos rapid dintr-un loc în altul.
La 6 km de Kaș se află insula Castellorizo, care aparține Greciei. Noi nu știam asta inițial și în timp ce ne plimbam prin port, am văzut niște semne cu interzis fotografiatul, interzis filmatul. Era sârmă ghimpată și chiar nu știam inițial ce e acolo. Ulterior am aflat că e un punct de trecere a frontierei. Din Kaș se poate ajunge în Grecia cu feribotul pe o distanță de doar 6 km. Feribotul circulă zilnic începând cu ora 10 și astfel se pot face excursii de o zi pe insula grecească, pentru că feribotul circulă dus-întors zilnic. Circulă începând cu luna aprilie și noi fiind în extra sezon, nu erau cursele zilnice, doar o dată pe săptămână. Zona cu terasă din port este foarte atractivă, sunt foarte multe clădiri în stil vechi. Majoritatea caselor din Kaș sunt vopsite în culoare albă. După ce am petrecut câtva timp în zona cu terasă din centrul orașului, ne-am îndreptat înspre amfiteatru din Kaș. Este un amfiteatru renovat complet, de unde este o panoramă foarte interesantă asupra întregii zone și asupra mării. E un teatru mic, avea o capacitate de în jur de 4.000 de spectatori. A fost construit în secolul I și restaurat în 2008. Intrarea este liberă, oamenii vin aici și povestesc stând pe treptele sau scaunele vechiului amfiteatru. De aici am continuat să mergem pe drumul care mergea spre peninsula Șucurbacă. O peninsulă de vreo 5 km lungime, plină cu plaje micuțe, cu apă turcoaz. Sunt câteva campinguri și resorturi acolo. Am tot mers pe malul mării. Hello. Aici apa e de un albastru și un turcoaz foarte intens, e exact așa cum vedeți în video. E un trotuar, sunt bănci din loc în loc. Peninsula e amenajată pentru agrement și relaxare în mare parte. Sunt multe plaje micuțe cu pietricele albe și apă turcoaz. Prima plajă pe care am ajuns era una foarte micuță, dar care oferea o priveliște foarte frumoasă asupra portului din Kaș și asupra golfului format de apele Mării Mediterane. După care
Cea a doua plajă unde am ajuns era o plajă cu pietre și cu intrare foarte lină în apă. Am și stat câteva zeci de minute, pentru că temperatura era foarte plăcută și plaja nu era deloc aglomerată. Și după ce ne-am plimbat pe peninsulă, am ajuns din nou în centrul orașului, de unde am început să urcăm pe străzile înguste și foarte în pantă, pentru a ajunge la drumul principal, care este deasupra orașului cumva, astfel încât să avem o priveliște asupra întregului oraș și asupra întregului golf care se formează în zona Caș. Asta e partea pe care am văzut-o din autobuz când veneam dinspre Demre. Și aici există un trotuar lat cu făișoare și bănci. Turiștii se plimbă sau aleargă pe aici. Așa, asemenea unei faleze, să zic, unde te poți plimba și poți admira orașul și munții din jur, pentru că orașul Caș se află la baza unor munți foarte stâncoși. Aproape de drum am văzut indicatorul de Lichen Way, pe care vă spuneam și în vlogurile anterioare, traseu de lungă distanță care parcurge toată coasta Antaliei. Practic, de la Demre se poate ajunge la Caș pe Lichen Way, parcurgând porțiunea respectivă de traseu. Te-ai așezat? Uite picusul cât e de mare. Ca
oraș în sine e un oraș foarte plăcut. Orașul și împrejurimile sunt foarte ofertante din punct de vedere turistic. Pe lângă faptul că ai plaje micuțe și cu apă turcoază, așa cum v-am zis, în apropiere sunt multe situri arheologice, se pot face drumeții pe Liceului, se pot face scufundări. Pentru cine e interesat, Kaş este unul dintre principalele locuri pentru scufundări din Turcia. Există multe centre de scufundări în portul local, sunt multe bărci care organizează excursii pentru scuba diving. E un oraș în care nu prea ai cum să te plictisești. Și totul arată foarte bine, e cumva gândit pentru relaxare. În plin sezon turistic bănuiesc că e foarte aglomerat, dar în extra sezon, începând cu luna aprilie, e liber și temperatura e foarte potrivită. Nu, ne-a plăcut foarte mult. Da, ca și un oraș cochet, micuț și nu are atmosfera unei mari stațiuni la malul mării. Și din acest motiv poate fi o destinație foarte potrivită pentru cei care nu caută neapărat aglomerația unei mari stațiuni de pe Riviera Turcească. Chiar dacă am petrecut doar o zi în Kaş, ne-a plăcut foarte mult și dacă revenim în zonă, cu siguranță poate fi o alegere pentru a petrece mai multe zile în acest mic oraș la malul Mării Mediterane. Cam atât pentru azi. În videoul următor ajungem în Patara. Vedem cea mai lungă și mai largă plajă din Turcia. Vă mulțumim că v-ați uitat până la final. Și ne vedem în videoul următor.